Bine v-am găsit!
Bine ați venit, părinte! Așa. Am venit să vă binecuvântăm, să vă sfințim stâna în această sfântă și mare zi a pogorârii Duhului Sfânt. Noi n-am avut, știm că este obiceiul fiecare gospodar care vine la stâna să vă aducă fel de fel de bucate, băutură. Noi n-am avut astăzi altceva decât un colac și un prosop. Bine v-am găsit! Așa. Bine ați venit, vă mulțumim, să rămână, părinte! Așa și n-am venit, sigur, am venit cu mulțumim de gospodar și gospodine. Vă mulțumim, ca să asiste. Ne pare bine. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Părate Ceresc, Duhul Adevărul, care pentru tine ești, toate îl împlinești. Mister bunătățător de viață, vino și te așează între noi și ne curățește pe noi toată necurăția și vindică sufletul nostru. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Prea Sfântă Trăime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne iartă fără legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, vii împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceri așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșalile greșitor noștri. Nu ne duce în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. A Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu este Domnul, ci s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile Tale noi nevrednici, că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi zbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum sloboz? Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Astăzi suntem oaspeți la stâna Baciului Vasile Crăciunescu din Mihoveni
și a băciței Aurica Crăciunescu, tot din Mihoveni. Bună ziua, dragi gospodari. Bună și bine ziua. V-am găsit! Bine ați venit la noi! Iată că petrecem alături de dumneavoastră o zi la stână, frumoasă până acum, și Dumnezeu a fost alături de noi cu vreme frumoasă, a fost și preotul aici. Am să înțeleg că este un obicei la stână când deschideți stâna, sau de ce vine preotul pentru a sfinți locul? Să sfințească, da, ca să fim sănătoși noi și animalele și să ne meargă bine cu producția și cu tot, să ne ferească Dumnezeu de trăsnete, de câte... Alături de dumneavoastră este și doamna Aurica, soția dumneavoastră. Da. Vă ajută și ea? Da, vine și ea odată pe săptămână, da, mai pregătește mâncare, mai ia la spalat vă acasă. Vă este greu drumul așa totuși, aveți de trecut dealul ăsta? Păi nu are nimic, avem cai, avem căruță și vinem cu caie, vin cu prosoape spalate, cu lenjării spalate, schimbăm, mai fac mâncare la ciobene, avem ciobeni buni. Soțul meu se pricepe și el la mâncare, face și el mâncare. Gospodăros, așa, nu am văzut normal, noi asta. Și normal. Bădiță Vasile, dar ia spune-mi a tale, de câți ani ești baci? De câți ani faci meseria asta, să o numim, că la urmă e o meserie și asta, e o meserie, că dacă nu ar fi meserie, să nu-ți placă, să nu te pricepi, că cioban nu este cea la care târâie numai o botă după adânsă. Odată ce ești cioban, trebuie să fii și doctor veterinar, că e... Când merg eu și acela veterinar, mai deștept ca acela uman. Când mergem noi la doctorul, unde doare? Aici, aici, dar ea săraca, e poziția. Mutul trebuie să o știi, e intoxicată, e infundată, are sânge, are tot, absolut n-ar. Și am 4 ani care am fost cu mătrul meu peste apă Sucevi și 30 de când singur sunt, am 30 de vieți. Da, dar de mic băiat, tot la oi, cum m-am trezit, tot la ea am fugit și primul cuvânt care l-am zis oaie. Dar de unde știți asta? Cine de la mama mea și de la surorile, că eu sunt născut în 44, în timpul evacuării. Dar părinții dumneavoastră s-au ocupat tot cu păstoritul, cu oile, cu astea? Nu, din neamurile lui mama s-au ocupat așa. Tata meu când a plecat pe front, mama era însărcinată cu mine. Și când au venit, eram mărișor, fugeam prin curte. Și la 3 zile a fost evacuare, peste apa Sucevi, au trebuit toți să se evacuează și s-a botezat la Mănăstirea Dragomir, acolo. S-au evacuat în Mitoc și acolo s-au botezat și apoi, era și mama și niște surori de ei care au zis primul cuvânt, l-am zis oaie. Și în continuu am fugit la oi, din cauza asta nu m-am dus la școală, dar totuși am făcut și o profesională și 10 clase, le-am făcut. Și ce ne spuneți așa după 30 de ani de muncă aici la voi, așa, departe de sat? Vă place? E frumos? Dar cum e viața așa, la stână? Îmi place în natură mie, nu-mi place lângă sat să, așa, să supăr pe nimeni acolo, să nu fii... Că iar am lângă sat, da, vinea câte... Femei, iatate, copii cu vite, n-ați mai dezlegau un câine, mai mușcau o vacă, mai cutare, dar aici sunt singur și oaie e un animal care îi place în aer liber, în natură, așa, ei trebuie să fie curată, trebuie să fie... Dar ce spuneți acum așa în anul, să zicem, de la un timp încoace așa, să facem o diferență între anii trecuți și anii mai prezenți.
mai este rentabilă această oboseală, că la urma urmei nu e greu să fii și baci, să ai această meserie. Mai rentează, mai vindeți caș, urdă, să mai cumpără miei, oi. Da, merită miei, până la urmă sau nu merită să mai se vând, într-adevăr, miei se vând bine la Paști, dacă sunt miei buni, oile, dacă sunt hrăniți bine, întreținute bine, dar miei se întreabă la Paști, brânza, totuși se întreabă anul ăsta, bine, dacă o faci de calitate și na, vine lumea și vede că... Eu am gustat de aici de la dumneavoastră și bun, adevărul. Da, de asta, care o gustat, vine și mai cumpără, da. Aveți toate oile dumneavoastră? Nu, am. Sau aveți și de la oameni din sat? Am și de la oameni. Mai țin oamenii oi așa? Puțin față de ani. Înainte de Revoluție aveam câte 300 din sat și acum am mers în 70 atât. Da, de ce credeți? Că nu mai vreau nu oameni, mai rentează și... La noi, dacă nu ar subvenționa statul, tot câteodată rămâi cu bota în mână. Ciobanii scumpi și nu-i găsești, eu îmblu toată lumea asta ca să-i aduc ca lumea. Că mănâncă atâta lumea din mâna noastră, eu nu vreau un om totdeauna curat, îngrijit. Și să înțeleg că doamna Aurica merge cu brânza, cu urda, merge la piață. O trimiteți pe ea? Acum mai puțin, că mai se puțin. Mai din stână. Da. Vin oameni aici și cumpără? Vin aici, da. Comenzi, avem comenzi. Mari, de sute de kilograme. Și apoi soțul meu e repartizat. Prin cutare zi, cu săptămâna viitoare. Și cum dați, știu că pentru oamenii care vin aici la stână și aduc oile pentru varat, nu? S-a da. Așa da, să da. Mă ajut matale mai da. Bine. Le vine și o porție de brânză, de caș. Da, de dăm 10 kilograme de oile. Da. Așa, na, e cam scump de pe zi, dar eu, la mine... Oile, orice caz, după sărbători și pe oamenii ăștia care au adus oile la matalie îi programez așa, nu? Tu vii în luna de, tu vii în altă lună. Ei se cam lasă pe toamnă, știți? Că știi că au mulți nu rămân fără brânză, știți? Da, atunci e mai scumpă, dar nu importa asta, că sunt oameni care au de ani. Văd că avem aici o cergă, nu? Sau cum? Da. O scoarță tare frumoasă. Asta matalie ai făcut-o? Nu, da, un lecer numai cu lâna oie. Cu lâna de la oile de la oile. Da. Dar acum lâna mai este cerută pe piață, așa, dacă tot aveți atâtea lecune? Lâna nu, lâna nu. Lâna... Și ce faceți cu lâna? Am dus-o la Decea. Păcat că uite ce frumoase covoare și da. Chiar și catrințe se fac tot din lână și multe alte lucruri. Am dus-o la Decea, am dus-o acolo, numai lână albă o primit-o cu 15.000 kg. Dar... Acum noi trebuie să presupunem că oaia năpârlește ca alte animale și nu, lâna nu. E... O aruncați? Că e... Nu o aruncăm, că acum aceea neagră brumărie care... Îi întreb pe care vrea să o iei, să o iei și aceea albă am dus acolo. Dar cu pieile de la mieluț? Tot nu se întreabă. Nici astea, nu se mai fac căciuri, nici... nu se mai fac bonzi, prim. Nu, mai acum tineretul, când eram noi tineri, care din care mergeam la Botoșani și aduceam căciuri tăti de calitate. Și acum îmblă cu niște comanaci de astea în cap, nu le mai trebuie. Da. S-a modernizat lumea. Da. Credeți că toată moda asta nouă așa duce spre bine oare sau spre rău? Na, eu zic că n-au, omul e mai frumos un costum național să fie cu o căciulă, altfel arată barba. Ați văzut câtă lume s-a adunat astăzi la stână aici la dumneavoastră? Câți interpreți? Da. Mai tineri, chiar copii mulți dintre ei. Ce ați simțit dumneavoastră așa? Nu v-ați simțit cu vreo 20-30 de ani în urmă? Da, eu și așa eu mă simțesc, eu nu zic la nimic am atâți ani. Dacă trăiesc în natura asta, eu tot mă simt tânăr și curaj, dacă... Ne-a dat Dumnezeu sănătate și putere. Văd și la dumneavoastră un costum foarte frumos. Cine vi l-a făcut? Păi, cam cine așa ne-a cusut, așa ne-a cusut un nevastă ne-a cusut. Când eram mai tânăr, na. Eram tânăr atunci, na. Și tot noi l-am păstrat. Am mers la Câmpul Lung odată la o nuntă. Nu era bons de astea cu dihuri pe la noi, știți? Și am văzut acolo două familii și rapid m-am dus cu un prieten de meu. Hai să-i întrebăm, tot absolut. Și rapid i-am întrebat și am mers. Noi invitat la dânși pe următoare duminică și am mers acolo, mi-a dus la o nevastă care cosă bonzi de astea și am dus pe ei de dihuri, mărgeale, n-avea mărgeale ruginite, am desfăcut poale de-a lui mama, de-a lui bunica. Și ați rezolvat. Am rezolvat-o, da. Am văzut cât de oameni primitori sunteți, gospodari. Ați făcut astăzi aici, am văzut miel la ceaun. Asta e mâncarea de la stână, care o faceți dumneavoastră mai mereu sau doar când aveți oaspeți așa sau ne, mai facem, mai facem. Și da, mai totuși mai mult când avem o. Eu mâncare tradițională așa care și și ce ați spus dumneavoastră? Că am văzut că dumneavoastră ați pregătit o mielul la ceaun. Cum se face? Dumneavoastră și cu soția împreună. Da, noi, ce sigur. Se pune? Hai ce să întrebăm pe doamna ca să nu vorbim. Pune carne de miel în ceaun. Dar prima dată mielul se tai, după aceea
să punem în baiți. În baiți să tai melul, da. Să punem baiți, fiurmă îl scotem din baiți, îl clătim, îl punem în ceun. El își lasă un pic de apă. Acolo în apa aceea lăsăm uleac să fiarbă. Dacă mai trebuie, mai punem puțină apă, punem așa usturoi și apă, secretul gustului, așa, niște deci foi de dafin, bulion, bineînțeles, și ea s-o mâncare foarte bună. Păi am văzut că am gustat-o și face, eu și... Dar se face și mai des la noi la stână, chiar faci, când vin, tăiem câte un el, îl fac în ceon, iau acolo un beci așa mai micuț, pun la beci. Și la proțapă am văzut că ați făcut un. Da, da, și la proțapă. La proțapă acela e numai când se zile de astea, așa. Evenimente de astea. Evenimente. Ați fost bucuroși de oaspeții care au fost astăzi aici la dumneavoastră? Foarte la bucuroși, foarte bucuroși că na, înseamnă că ne-au băgat în seamă și să mai respectă și ciobanii ăștia un pic așa. Că... E frumoasă și o zi la Astenă. Foarte frumoasă. Pentru cei din afară, pentru cei care nu au legătură directă așa ca dumneavoastră, ca soția dumneavoastră și cei care lucrează aici. Deci este frumoasă, plăcută și o zi la Astenă. Nu doar la mare, la munte, nu, sau un oraș la plimbare, nu? Nu suntem învățați la munte și la mare. Suntem uitați așa. Pe câmpurile este, am avut, o fost tână și prin Dragomirna, tot așa pe câmp. Vă câțiva ani, câți ani Vasile a avut un Dragomir? În fiecare an veniți aici, pe dealul de la Florinta, unde suntem da, acum? Sau anul ăsta la Florinta, la anul la Mitoc, sau tot în nu, altă nu, parte? Nu, nu, acel la Mitoc în timpul comunismului a fost, înainte de evoluție. Știți, am fost 15 ani. Ai, acum aici pământul ia dumneavoastră? Îi ia primărie și noi îl închiriem, îl concensionăm, că vreau să fac și eu, dacă îi prinde un program ceva, să fac. Un țaivan să nu mai mă duc, așa... Să rămâneți stau, stabil undeva? Stabil, eu și așa stau stabil aici, știți, dar la coceleci gestante, când înainte de a fata, mă duc cu ele acasă, știți, și rămân aici miorile și birbeci. Așa, trebuie să îmblu și aici, lăs câte un băiat, na, și trebuie să fii bun și asta aici și dincolo. Tot ce ați făcut astăzi aici, la stână, la dumneavoastră, pe mine mă miră că nu ați cerut ajutorul nimănui. Da, cum? Asta unorit, s-a mirat, s-au mirat toți oamenii de aici, au spus, măi, dar ce-a făcut baciul ăsta Vasile Crăciunescu aici? L-a ajutat de la primărie careva, l-a ajutat oamenii din sat. Am văzut că dumneavoastră ați făcut, câte plăcinte ați făcut? 100. Și cozonaci? Ca la nuntă, doamnă da, dragă! 100. Cozonaci am făcut eu vă 8 și nu mai trimesc cum nata mea. Dar ați cerut ajutorul la vreun gospodar din sat, la cineva, sau nu, a ajutat dumneavoastră să faceți sodul? Nu, cum să cerem noi de la un gospodar, eu peste 300 de oi, cel la unul care are 5 oi? Știți, dar chiar să știți că de multe ori cei care au, nu dau, știți? Ia, păi mai sunt, dar nu, eu sunt larg, așa, la inimă, i-ar fi toată lumea ca mine. Eu și de unii dau, aveți și Dumnezeu îmi dă. Aveți o inimă bună, așa, știi? Într-adevăr, dați dovadă că sunteți om gospodar și de ajutor și petrecăreți. Am văzut că ați da, și jucat aici astăzi da, alături din noi, așa, știi? Românul e bun și la muncă și la joc, eu așa știu. Și mai ales bucovineanul nostru, așa știu că... Bădița Vasile Crăciunescu și doamna Aurica, eu vă mulțumesc că ne-ați primit astăzi aici la stâna dumneavoastră. Să vă ajute Dumnezeu să vă ocrotească și pe dumneavoastră și pe toți cei care sunt aici, care muncesc alături de dumneavoastră, să vă aibă în pază și oile, să vă dea Dumnezeu împlinire și realizări cât mai multe. Și noi vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult și, poate să venim și mulțumim și la toată lumea și la părintele mulțumim. Adică la părinți, că au fost doi, au făcut așa o sfințire de frumoasă, au fost o zașă frumoasă. Mulțumim la toată lumea și lui Dumnezeu. Și eu vă mulțumesc să vă ajute Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim frumos. Să ne revedem cu bine și altă dată. De-ai Dumnezeu. Și mai poftim pe la noi. Face plăcerea să mai veniți pe la noi. Cu siguranță vom veni. Thank you.
Și primul cuvânt care l-am zis oaie.